Bună ziua și bine ați revenit la Antimitologia, emisiunea despre miturile comunismului cu istoricul Mădălin Hodor și jurnalistul Dragoș Mușat. Astăzi vorbim din nou despre fals. Da, practic comunismul e un fals. Am stabilit cumva această chestiune, despre ce tip de fals vorbim astăzi. În emisiunile trecute am abordat tema penurii alimentare. Am pornit de la ideea de a demonstra care era contextul în care a apărut această penurie alimentară. Am dat exemple despre cartelă și viața cotidiană legată de folosirea cartelei, argumentația regimului de a introduce restricțiile alimentare. În continuare a ceea ce am dezbătut în emisiunile anterioare, m-am gândit să venim din nou, așa cum am propus de la începutul demersului nostru, cu documente. Cifre, Cifre aduse din arhive, arhive, nu de pe internet, precizăm asta, este din biblioteci, arhive, locuri în care cercetezi istoria. Da. Și din nou, în ajutorul nostru vine securitate. Asta vreau să zic. Cine este, cine este sursa acestor cifre, informații? Iată, securitatea peste timp este cea care a tezaurizat aceste informații, practic, reale? Da. Zic bine. Da. Ești bine. Ești bine. Ești nu știu dacă trebuie să mulțumim neapărat securității pentru asta, dar nu, este... Nu, -aș vrea ca Dar putem să explicăm un pic de ce. E foarte important. Reluăm pentru cei care ne ascultă acum pentru primele dăți. De ce ne bazăm pe cifrele securității și nu pe altceva? Aș vrea să precizez din start, ca să nu ne fim înțeleși greșit. Că nu facem aici apologia securității în niciun fel, nu lăudăm, nu mm -hmm. suntem pro-securitate. Însă în această situație, securitatea prin natura ei, fiind obligată, practic, să supravegheze toate aspectele legate de viața din România și de inclusiv de ceea ce se întâmpla în economie, în alimentație, în agricultură, lucruri care erau foarte importante pentru partid și pe care partidul dorea să le știe din surse cât mai precise. Ei, securitatea monitoriza și documenta aceste lucruri. Nu este o acțiune voluntară. Iarăși, trebuie să precizăm: Securiștii anilor 80 nu făceau aceste rapoarte în ideea că, nu știu, cândva peste timp cineva o să, o să le citească și o să documenteze realitatea comunistă. Ei erau doar niște oameni care își făceau meseria în spiritul vremii și în slujba regimului, dar modul în care o făceau, ne ajută pe noi, astăzi, să reconstituim ceea ce spuneai tu, adică realitatea din spatele cifrelor. Pentru că, așa cum am mai spus și în emisiunile anterioare, securitatea nu este interesată să mistifice realitatea, pentru că ea trebuie să extragă pericolele din, uh, din, mă rog, din societate, din, 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 din ceea ce se întâmpla. Ei trebuiau să raporteze ce constituie un pericol pentru regim. Un lucru foarte important. Cui erau adresate aceste informări, aceste cifre reale? Erau adresate factorului politic. Încă eșaloanelor superioare ale Partidului Nicolae Ceaușescu, Comitetului Central, erau, erau informate ministerele de resort, adică dacă, de exemplu, era o problemă în industria, să spunem, constructoare de mașini, era informat și ministrul de resort, dar aceste raportări. Sigur, mergeau către ierarhic, către uh, șefii securității. Noi aici avem uh, documentele la care facem și ce avem noi în față, aceste note, sunt sintezele. Deci, imaginează-ți că erau zeci și sute de rapoarte ale diversilor ofițeri de securitate din țară care mergeau. Către compartimentul de analiză și sinteză era un compartiment în cadrul securității, unde toate aceste informații se strângeau, de acolo se făcea o sinteză a acestor informații care mergeau la șefii securității. Șefii securității, la rândul lor, sintetizau rapoartele respective și mergeau cu o informare către factorii de decizie. Practic era o și a informațiilor, se exact. pleca de la, de, ba, de la bază, de jos, practic da. din, teren. din teren, din piața, dintr-un oraș de provincie si. din România, da. exista acolo un securist care nota, da. mai departe se adunau și ceilalți securiști din da. celelalte părți ale orașului. Ce la... este important, scuză-mă că te întrerup, ce este important este că aceste, aceste informații erau, proveneau din mai multe surse, ceea ce majoritatea să spunem, raportărilor și informărilor din, să spunem, partea obișnuită a regimului civil, nu se, adică, nu știu, întreprinderile raportau pe o singură linie. Securitatea strângea informații din mai multe locuri, adică, așa cum am mai explicat, de la informatorii pe care îi avea în întreprinderi, de la sursele oficiale pe care le avea, adică un ofițer de securitate mergea și lua aceste date sau informări de la directorul. Uzinei, de la Inginerul șef, de la maestru care superviza un atelier. Apoi, erau informările pe care ei le colectau din sistemul de stat, din chiar mergeau la ministere, mergeau la acolo unde se strângeau datele și aveau acces, intrau și vedeau care este situația. Apoi cum zic, deci ei comparau toate aceste cifre, le sintetizau și după aceea îți dădeau o imagine de ansamblu. De aceea spun că securitatea este probabil cel mai precis uh, cel mai precis indicator economic. Documentele securității anii 80 sunt, cel mai, sunt cele mai precise documente legate de situația reală. Deci, pe economiei economie era sub securitate exact. ca nivel de, să zicem, informare exact. și uh, realiză, să zic, economic. Și economic. Da, asta, asta vreau să spun, este o chestiune poate și istoriografia, așa cum am mai spus, e dificil să istoricii, pentru istorici e dificil să reconstituie istoria economică a României din anii 80 pentru că așa cum am spus, toate cifrele sunt complet eronate sunt greșite, sunt umflate, propagandistice. sunt propagandistice făcute, Sunt nu pot fi luate de bune raportările, nu poate fi luat de bun ce spunea Nicolae Ceaușescu în ședințele Comitetului Central, că dacă, încă o dată spun, sunt stenogramele care au fost publicate și dacă citești acele stenograme și doar acele stenograme, rămâi cu impresia că, într-adevăr, economia României era ceva deosebit în anii 80, când, în fapt, realitatea din teren îți arăta cu totul altceva. Sigur că E... O secundă că e, e important. Deci, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în declarații publice, în înfățișări din acestea oficiale, folosea cifrele falsificate, da. dar, și acum, din nou, ne întoarcem la întrebarea tradițională: dar tovarășul Nicolae Ceaușescu știa? Da. Deci știa Răspunsul și mințea da. cu bună știință. Răspunsul este da, pentru că primea pe linie de securitate aceste informări. Șefii securității, securitate, Iulian Vlad, mergea la Nicolae Ceaușescu, nu știu dacă era zilnic, erau situații când era, exista o criză oarecare sau niște probleme, ca să meargă și zilnic, dar măcar o dată pe săptămână, Iulian Vlad mergea la Nicolae Ceaușescu, la cabinet și ducea informările legate de aceste aspecte. Deci toate declarațiile lui Nicolae Ceaușescu sunt un falș. Da. Falș, ca să folosim cuvântul chiar al tovarășului. Și aici este o discuție întreagă. Sigur, sunt mai multe motive pentru care Nicolae Ceaușescu, odată că practic el falsifica cu bună știință realitatea, pentru că, sigur, era o chestiune care ținea de politica lui. El nu putea să schimbe politica și să recunoască că a greșit și că situația economică este, de fapt, dezastruoasă din cauza lui sau din cauza deciziilor pe care le-a luat. Prefera, așa cum mai toți dictatorii au făcut, să, să schimbe, dacă realitatea nu corespunde propagandei, atunci schimbăm realitatea. Ce o mistifica din propria voință aceste rapoarte, mai, era, mai erau și alte motive, de exemplu faptul că, dată fiind agravarea stării lui de sănătate și faptul că Elena Ceaușescu capătă din ce în ce mai multă putere ea fiind devenit practic în ultimii ani un fel de filtru între Nicolae Ceaușescu și informațiile care erau destinate lui Nicolae Ceaușescu există relatări că multe din aceste informări să spunem mai puțin plăcute. glorioase și da. plăcute erau oprite de acea Ceaușescu înainte de a ajunge la Nicolae Ceaușescu, chiar nu am Vlad are memorii reamintește niște secvențe în care el este oprit. Spune Elena Ceaușescu, nu, 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 te duci la tovarășul, lasă-le la mine. Deci totuși mitul că Nicolae Ceaușescu nu le știa pe toate nu este complet fals în anumite situații. În anumite situații, da. Dar, de fapt, nimeni nu le știa deci... pe toate pentru că sistemul comunist, Dragoș, nu, adică nu este o chestiune... desigur, nostalgicii spun Nicolae Ceaușescu că era dezinformat, poate dacă ar fi fost informat ar fi luat alte deci, decizii. Asta este un lucru neadevărat pentru că sistemul comunist în întregime se baza pe minciună. Nu puteai să introduci adevărul în comunism. Deci, practic, întrebarea emisiilor ar trebui să se modifice un pic. Dar tovarășa Elena Ceaușescu știa, știa? probabil că exista un în care știa mai multe decât tovarășul, să înțeleg. Da, eu nu sunt așa de convins nici măcar că, că ei puteau să înțeleagă dacă ar fi stat să citească aceste rapoarte. Să spunem că aceste rapoarte ale realității, să le numim așa. Ar fi ajuns pe biroul lui Nicolae Ceaușescu și el le-ar fi citit. Nu cred că ar fi fost capabil să le asimileze, pentru că erau două lumi complet diferite. Adică, ceea ce el credea și uh, intim credea că lucrurile merg, datorită conducerii lui geniale, el fiind un geniu, nu aveau cum lucrurile să meargă prost în România. Acum îmi dau seama că eu am. Uh... Am intrat în acest mit fără să-mi dau seama și iată mai scos din acest mit al geniului carpaților care le înțelegea pe toate. Te rog să mă crezi, ai făcut această rectificare foarte importantă. Era cât paci să cred că tovarășul Nicolae Ceaușescu știa și și înțelegea. Nu, de fapt nu. Deci geniul carpaților n-ar fi putut să interpreteze. da, uite, vezi, este bine să precizăm cât să oamenilor că Nicolae Ceaușescu avea, era un om limitat, intelectual. Era, era un om limitat intelectual, care întâmplător, datorită unui joc al istoriei nefericit pentru România, a ajuns în vârful ierarhiei politice și decizionale și a luat de acolo deciziile. Dar Nicolae Ceaușescu nu era capabil să înțeleagă ceea ce citea. Sunt uh, cazuri celebre relatate, de exemplu, când. Uh, Pur și simplu, în situația aceea când trebuiau să construiască Casa Poporului și în toată, ansamblul arhitectonii din jurul Casei Poporului și trebuiau să demoleze și să schimbe, să ducă bisericile, le-au le pus pe șine, pe roți și le-au mutat, în fine, o întreagă tevatură și el avea machetele acelea pe care, mă rog, arhitecții făcuseră niște machete și venea tău așa Nicolae Ceaușescu și el era incapabil să înțeleagă, deci el, el venea și muta un bloc cu mâna, lua de pe machetă și îl punea, uite aici vreau să fie. El nu înțelegea că nu se poate muta așa un bloc, adică nu poți de, de azi pe mâine să muți un bloc. Și ei nebunea pe oamenii ăia, ăia trebuia să schimbe toate. Era o întreagă tevatură, astfel încât la un moment dat au apelat la o soluție ingenioasă. Adică au lipit uh, machet, au lipit uh, figurinele de figurile arhitectonice, le-au lipit de machetă. Ca să și, mai da, și Nicolae muta... Ceaușescu a mai vrut să mute o machetă, a tras de una din, unul din acele, nu a reușit să-l desprinde și a renunțat. <laughs> și din momentul ăla n am mai... Uh, deci imaginează-ți utopia și demența acestui regim în care ești condus de un semianalfabet. analfabet E un om care nu înțelege și. Sunt foarte multe exemple. Nu, nu, nu folosesc cuvântul în scopul de a peiorativ pentru a jigni. Dar este pur și simplu o realitate. Nicolae Ceaușescu era un om cu o cultură și o capacitate intelectuală mică. Era un, un cult, un încuiat, un om care nu învățase nimic. Nu știa nimic. Nu, el nu înțelegea. că îi spunea cineva o chestie tehnică cu toate astea, el avea pretenția că știe și înțelege mai bine decât specialistul care îi explica lucrurile lui. Și imaginează-ți, dacă vrei, Nicolae Ceaușescu este unul dintre conspiraționiștii noștri de azi, de pe Facebook, care îți explică el mai bine decât un medic cum se face o operație sau că trebuie să, nu știu, să, dacă ți-ai rupt un picior, trebuie să pui ștevie. Nu trebuie să te duci la un chirurg să ți-l pună în gips. Asta deci este nivelul. Ar fi nivel. fost un foarte bun ar fi fost, utilizator de. Da, ar fi, internet. fi fost un foarte bun utilizator de Facebook. Foarte uh, bun troll. Troll. Da. Un, e un troll un, care un, crede. Da. Foarte mult în ce exact. face. Exact. Exact. Asta, sigur, ai deschis paranteza asta, dar e bine, poate să înțeleagă oamenii care, este, care, de fapt, este și una dintre sursele deciziilor complet aberante care erau luate. Nu erau niște decizii neapărat ideologice. Sigur că partea ideologică a comunismului nu trebuie neglijată. Este ceea ce a stat la fundamentul celor 50 de ani. Dar nu trebuie neglijat faptul că acel sistem a promovat în poziții de decizie maximă niște nulități intelectuale, niște oameni inculți și semi Și acum ne întoarcem la cifre. Ne întoarcem la cifre. Pentru că, iată, legat de chestiunea alimentației, avem securitatea care prezintă în decembrie 89 un astfel de raport, un raport care arată cât de mare încredere trebuie să avem în cifrele furnizate de statisticile oficiale. Și citez. Deținem date din care rezultă că raportarea de către Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii a cantităților de produse agroalimentare livrate la fondul pieții în municipiul București nu corespunde realității. Cifrele cu privire la livrările efectuate fiind echivalente sau chiar depășind nivelul sarcinilor de plan. Am explicat în emisiunea noastră în emisiunea noastră anterioară că Datorită introducerii cartelei fiecare cetățean avea alocat un număr de O cantitate de alimente pe care trebuia put, put, avea voie să o, să o ia lunar ei toate aceste aceste cantități erau adunate în niște cifre care să erau planificarea pe luna respectivă, pe săptămâna respectivă și ar fi trebuit să se regăsească în, aceste, în această evidență pe care securitatea o citește și observă ce anume observă cei de la securitate. Că cifrele din tabelele respective echivalează sau depășesc nivelul sarcinilor de plan. Aici, sigur, cineva care ce, nu înțelege. Ce ce înseamnă, nu, eu nu înțeleg da, ce, înseamnă, înseamnă asta? ce înseamnă asta. Înseamnă asta, adică de ce ar fi o problemă că sunt că depășești nivelul sarcinilor de plan? Pentru că în domeniul ăsta n-ai cum să depășești planul. Deci tu nu ai voie să aloci mai mult mai mult, nu știu, dacă un cetățean are, alocat, are alocat cantitatea de 500 de grame de carne, tu nu poți să-i aloci un kilogram. Aici nu există depășiri. Aici trebuie să fie exact cantitatea care corespunde plan. Deci statistica nu trebuie să... Statistica are cea mai importantă, nu are cum să greșească. Să, să, adică nu poți raporta depășirea producției. Atunci unde s-au dus respectivele cantități? Și spun, spune raportul astfel din situația realizărilor la produse alimentare la data de 25 noiembrie 1989 la Capitală, document care se anexează, deci ei au și copiat documentul și l-au pus anexă la raport ca să vadă că un document, întocmită de aceste două ministere, deci ambele ministere au făcut, au făcut chestia asta, rezultă că în perioada 1-25 noiembrie s-au livrat la fondul pieții. 9.575 tone, tone carne tăiată, din 9.575 tone prevăzute în plan, 8.925 tone preparate de, din carne din 8.925, deci asta era, cum să zic, era perioada 1.25, deci nu puteau să livreze toată cantitatea, mai erau încă niște zile până la sfârșitul lunii, nu era logic, adică ai livrat tot până înainte de, de a fi planificarea. 2750 de tone pentru preparate din 2750 de tone plan. Adică ele practic fusesele livrate teoretic. Da, teoretic dar erau doar, doar teoretic, pe hârtie. Doar pe hârtie. Mai departe. Din datele, adică securitatea atragea atenția asupra faptului că cineva declarase că și-a îndeplinit planul. planul. Dar n avea cum să le îndeplinească. Pentru cum? că mai era ceva, mai, era, fi... mai se seră niște zile. Era... Și, practic, oamenii n-ar mai fi avut nimic în... să primească exact. Și ceea în... Ce arată exact. imposibilitatea da, imposibil... oamenilor. Exact. Era o imposibilitate logică acolo, era o problemă <laughs> fizică. Da. Ce mai faci? Adică, dacă tot ai îndeplinit planul în primele 25, ce mai faci în restul de 5 zile? Cum? Pentru că acolo erau cantități pe zi, adică nu puteai să-i dai lui la toată carnea în primele două zile și nimic în restul de 30 28, știi? Din datele Ministerului Comerțului Interior, prelucrate zilnic la centrul de calcul al acestuia, ce spunea că mergeau și luau informațiile, și informațiile astea oficiale, prin însumarea cantităților rezultate din fișele de recepție a fiecărui magazin, da? deci au luat, cât la fiecare au luat la mână cifrele, legal, la cât a intrat în fiecare magazin, și din documentele de gestionare înscrise în evidențele contabile ale întreprinderilor comerciale. Rezultă însă, și aici vine, virgulă, în realitate. în <laughs> realitate, da? Deci vine realitatea. În perioada respectivă, livrările produselor alimentare menționate sunt cu mult mai mici, existând restanțe de 5.259 torne la carne tăiată. Deci, ei au zis că au dat, că citim din document, ei au zis așa că au dat 9575 în realitate în realitate nu erau, nu dăduseră 5259, adică 50%, nu ajunsese nicăieri. În condițiile care oricum rațiile erau mici Asta pentru vreau să spun deci repet, ca să se înțeleagă vorbim de cifrele raționalizate deja, adică vorbim de ceea ce, acea cantitate minimă care era pe cartelă, deci astea sunt cantitățile, deci din acea cantitate minimă jumătate nici măcar nu ajungea. În realitate. În realitate. Lucru consemnat de securitate. Lucru consemnat în acest document al securității, pentru că am avut și ne uh, unii dintre ascultătorii noștri ne-au și comentat și au și uh, au făcut această observație. Ați spus că era pe cartelă, nu știu dar să știți că noi nici măcar ce era pe cartelă nu primeam. Și iată, iată dovada și confirmarea o oficială într-un document ca așa stătea situația, că nici măcar cifrele înscrise pe cartelă nu erau respectate. Deci... Pentru că ai putea avea senzația, urmărind acele cifre, că oamenii care au trăit atunci aveau cât de cât ce măcul în... plin, da. dar realitatea, realitatea celor care au trăit atunci și de, amândoi putem uh, confirma asta, nu era deloc nu așa, și așa. continui, pentru că 4.000 Uh, pa, diferență din nou, restanță 4.002 tone la preparate de carne 44,8% din adică era mai puțin decât totalul uh, la 2.219 tone de carne pentru uh, preparate culinare, 79% mai puțin 79% la... da, 79% 1.016 tone de conserve de carne 81% mai puțin deci nu ajunsese decât 20% din cantitate. N-a se în magazine. 273 tone de un, 30% în realitate. 1267 tone de brânzetul, 45%. Și după care, ca să nu. Situații, când ce spun ei, în continuare, ca să fiu mai scurt, superficialitatea cu care se întocmesc documentele cu datele așa zis operative prin care se raportează eronat la eșanalele superare stade de aprovizionării populației cu produse, este pusă în evidență și de faptul că nici valorile de plan și nici realizările nu sunt scrise corect. Situații de aceste se întâlnesc, între altele, la pozițiile zahăr, unde în loc de un plan de 4.970 de tone s-a înscris 3.970 de tone. La Orez, unde, față de 2500 de tone prevăzute a fi livrate în 25 de zile, s-au raportat ca livrate 2605 tone, adică s-a livrat mai mult decât era scris în, în evidență. Iar securitatea a și certa, practic, da. autoritățile. Urmând ca cineva să ia măsuri. Vom lua următoarea măsură, Madeleine Hodor, de a nu depăși planul de timp cu acest episod, pentru că nu avem cum, chiar dacă am dorit. dori trebuie să raportăm uh, corect numărul de minute care ne-au fost alocate chiar dacă am încercat să le depășim. Chiar dacă noi în hârtii vrem să le depășim. Le depășim totuși realitatea. realitate nu putem nu să le, le depășim. și vom reveni asupra acestui aspect cu în continuare cu cifre. Mulțumim pentru că ne ați urmărit, mulțumim pentru că sunteți interesați de istorie și de adevăr, de demistificarea acestui moment trist din istoria României, comunismul, și ne reauzim și ne revedem data viitoare. Mulțumesc, Mădălin Hodor. Mulțumesc, Dragoș pușat. Pe data viitoare.